Elevii care obțin premii la olimpiadele județene sau naționale beneficiază de gratuitate la patinoarul din Drobeta Turnul Severin. Este o inițiativă a consilierilor liberali care a trecut de votul majorității acum câteva luni. Autoritățile locale se gândesc astfel să stimuleze învățământul mehedințean. În primul rând, trebuie să știe toată lumea că copiii sub 10 ani au gratuitate la patinoarul din municipiul Drobeta Turnul Severin. Aceasta este inițiativa noastră a liberalilor din anul 2018. Mai mult decât atât, acum 4 luni de zile s-a adoptat un proiect de hotărâre de asemenea inițiat de către noi, care prevede că toți copiii care au premii obținute la olimpiadele naționale sau la olimpiadele județene, și mă refer aici la locul 1, 2, 3 sau chiar mențiune, au de asemenea gratuitate la patinoarul din municipiul Drobeta Turnul Severin. Această măsură este una logică, firească, în ideea de a stimula copiii să învețe, pentru că dacă primăria poate să ajute cu ceva pe cei care fac performanță, trebuie să o facă de fiecare dată. Proiectul a trecut de votul majorității în Consiliul Local acum câteva luni. De asemenea, de gratuitate la patinoar beneficiază în continuare copiii cu vârsta sub 10 ani.